Salutare, Valiu, sunt Cătălin de la bletul.com, alături de colegul meu Alex. Bine v-am regăsit la emisiunea Bilete și Ponturi BZC. Alex, te salut. Ce prezentăm în emisiunea de astăzi? Te salut, Cătălin. Avem bilete pe echipele naționale, bilete de joi, vineri și sâmbătă am pregătit în această ediție. O să avem mai multe bilete și pe final de weekend și în începutul săptămânii viitoare, fiindcă avem destul de multe meciuri ale echipelor naționale. Avem și meciul României, cap de afiș, și meciul României cu Israel, foarte important în privința calificării la Euro, decisiv putem spune. Da, vă invităm și pe site, pe biletul-zilei.com, pentru că acolo o să puteți găsi informații la toate cele mai importante meciuri de fotbal, dar și din alte sporturi, pronosticuri și tot felul de promoții la pariuri. Exact. Și să vorbim puțin despre meciul României, Alex. Chiar dacă e sâmbătă, să începem puțin cu el, să prezentăm și după să vorbim despre biletele pe zilele pe care le-ai menționat tu. Da, pentru că oricum nu avem pe bilet meciul Israel cu România, o să prezentăm un pic acum să vedem ce pronosticuri putem găsi la acest meci. Fiind un meci decisiv în vederea calificării, cred că va fi un meci foarte strâns. În mod normal, nu cred că vom vedea multe goluri. Zic eu că un sub 2,5 goluri sau maxim 3 ar putea să fie la acest meci. Da, nu știu dacă au apărut pariuri speciale pe acum verificam la Betano să văd dacă avem ceva pariuri speciale pe meciul ăsta. Încă nu au apărut pentru că m-am uitat peste, este totuși, noi filmăm acum miercuri, este totuși destul de devreme să apară, dar cu siguranță vor fi și multe cartonașe, mă gândesc peste 4,5 cartonașe ar fi încă un pariu atunci când va apărea și sperăm ca România să nu piardă, acesta este obiectivul. Mă gândesc că un egal echivalent cu o înfrângere a Israelului cu Elveția ar trebui să ne ajute și să ne calificăm. Exact. Egalul cred că ne-ar asigura în proporție de 90%, să zic, calificarea. Oricum am văzut, nu știu dacă ai urmărit, eu am urmărit meciul Kosovo-Israel, s-a văzut că jucătorii nu prea sunt cu gândul la fotbal, ținând cont de contextul care este. Și mai mult de menționat faptul că Israel joacă cât 4 meciuri în 10 zile sau 3 meciuri, 4 meciuri în interval de 4 18. meciuri, 4 meciuri are, da, pentru că a jucat cu Kosovo, a jucat cu Elveția miercuri seara, sâmbătă cu România și mi se pare că marți va juca cu Andorra. Am înțeles că în meciul cu Elveția antrenorul o să menajeze majoritatea jucătorilor titulari, deci cam se bazează exclusiv pe meciul cu România, pentru că acolo cele 3 puncte sunt foarte importante și mă gândesc că meciul cu Elveția îl vor pierde. Este foarte probabil. Mă uitam acum să văd când joacă cu Elveția, că mi-ai spus? Miercuri seara. Miercuri acum? Nu. Da. Adică astăzi? Da, Astăzi, exact, filmăm noi, da. Cred că va fi definitoriu acest meci. Și adică nu văd de ce ar juca cu rezervele, pentru că dacă pierde acum cu Elveția, nu prea mai are niciun fel de șansă. Păi ar mai avea pentru că totuși sunt la 5 puncte distanță de noi și dacă ar pierde cu Elveția și ne-ar bate pe noi și pe Andorra și pe Andorra și noi am pierde și cu Elveția, da. Nu ar știu. s-ar califica Israel. Deci acest Da. meci cu Elveția nu-i ajută foarte mult pe ai noștri, pentru că poate să piardă Israel, dar important este ca în meciul nostru direct să obținem măcar un rezultat de egalitate. Cred că nu avem nevoie de mai mult de 2 puncte din aceste ultime 2 meciuri, 2 rezultate de Da, egalitate. sau putem să jucăm cum am tot sperat de fiecare dată la
la adversari, să se încurce adversarul și Acum să putem să ne calificăm noi. Oricum, șansele mari sunt de partea noastră, dar și Israelul are, stă la mâna ei totuși, adică dacă își va câștiga meciurile și cu România și cu Andorra și România se încurcă cu Elveția, se va califica Israel, dar scenariul totuși este favorabil nou. E destul de complicat, dar parcă mai plecăm cu prima șansă. Am mai avut astfel de prime șanse și în trecut și cumva am reușit să dăm toate cotele peste cap și să ne calificăm și în Da. campaniile precedente. Suntem experți la acest lucru. Sper să nu se întâmple și de data asta. Sper să scoatem, așa cum am zis, măcar 2 puncte din 2 meciuri. Și de ce nu să mergem să ne calificăm, să avem și noi ce să urmărim anul care vine. Exact. Așa, iar ca pariuri am spus, mă gândesc la un sub 2,5 goluri, un pauză sau final X este o altă variantă, pentru că fiind un meci echilibrat, nu știu, niciuna din echipe mă gândesc că nu va risca să atace încă din prima parte a meciului, va juca la greșeala adversarului. De asemenea, cartonașe, chiar dacă nu au apărut liniile, peste 4,5 ar trebui să fie linie și să iasă un over. Da, și sperăm la... Că ar trebui să fie principalul pariu la meciul ăsta pe cartonașe. Chiar exact. Ar trebui să se arate destul de multe cartonașe, ținând cont de importanța meciului și până la urmă și de echipe, că ambele sunt cât de cât echipe destul de... Da, sunt agresive și joacă destul de imprudent. Exact. Bun, Alex, hai să trecem la bilete acum. Avem biletul de joi. Biletul de joi. Biletul de joi, avem biletul de patru joi meciuri. Și începem, da, avem 4 meciuri. Începem cu meciul dintre Bulgaria contra Ungariei, vecinele noastre aici. Și avem următorul pariu, un bet builder, da? Un X2 și Ungaria să marcheze între 1 și 4 goluri. Nu știu dacă ar fi o problemă să nu piardă Ungaria, pentru că totuși este o diferență destul de clară de valoare și de formă. Ungaria, primul loc în clasament, 14 puncte, mă gândesc că își va dori primul loc în clasament, pentru că și Serbia este acolo pe locul 2 cu 13 puncte și Bulgaria, 2 puncte doar în 6 meciuri, nu a câștigat niciun meci. Da, așa cum ai spus și tu, cred că pentru Ungaria e foarte important să câștige această confruntare și să se mențină pe primul loc înainte de ultima rundă. Cu siguranță este un obiectiv pentru ei să fie pe primul loc la finalul acestei campanii de calificare. Și oricum, de calificat este ca și calificată, dar acum doar pentru primul loc, cred că e important pentru ei, cum am spus. Și au jucat foarte bine până acum și nu văd de ce nu ar vinge pe Bulgaria ultima din grupă. Bun, hai să trecem mai departe. Ce mai avem, Cătălin? Avem Cipru cu Spania și am mizat noi să nu fie un GG și Spania să conducă la pauză. Un alt bet builder foarte interesant, o cotă de 1,60. Nu știu ce ar fi de menționat la confruntarea asta, Cipru a fost dezastruoasă în preliminarele astea. În schimb, Spania a jucat foarte bine și vedem dacă ne uităm peste meciurile lui Cipru, ultimul gol marcat l-a marcat în deplasarea din Norvegia din iunie. De atunci a jucat. Da, și Cipru are doar 2 goluri marcate în grupa asta. Exact. Și Spania stă foarte bine din punct de vedere defensiv. A primit un singur gol între 5 meciuri de la Georgia. Și nu o văd pe Cipru capabilă să înscrie. Cred că Spania va domina autoritatea această confruntare. Da, Cipru 7 meciuri, 7 înfrângeri. Spania se luptă surprinzător cu Scoția pentru prima poziție, ambele cu 15 puncte, deci sunt necesare cele 3 puncte și în mod normal ar trebui să conducă încă din prima repriză și să nu încaseze gol. O cotă destul de bună, 1,60, zic eu că merită pusă pe bilet. Exact. Și mai departe avem același pariu, Alex, la următorul meci, care este poate mai dezechilibrat decât acesta. Exact. Același pariu la Liechtenstein cu Portugalia. Portugalia să conducă la pauză și să nu primească gol Portugalia, practic. Asta înseamnă. Da, este cam aceeași chestie, diferență mare de valoare. Liechtenstein
chiar mai slabă, poate cea mai slabă dintre toate echipele din Europa. 8 meciuri, 8 înfrângeri, a marcat un singur gol, a primit 25, iar Portugalia doar 2 goluri a încasat și a marcat 32. Are 8 meciuri, 8 victorii. Mă gândesc că va dori să încheie această grupă cu toate cele, cu toate punctele puse în joc. Exact, exact. Diferența foarte mare. Nu văd o problemă la pariul ăsta. Și ultimul meci de pe bilet, un pariu ceva mai simplu, la Estonia cu Austria, un 2 solist, o cotă de 1,28. Austria deja calificată, dar se luptă acolo cu Belgia pentru primul loc. Este la un punct în spatele Belgiei. De partea cealaltă, Estonia, cea mai slabă din grupă, un singur punct până acum în 6 meciuri, doar 2 goluri marcate și 18 primite. Exact. În meciul tur am văzut o victorie a Austriei cu 2-1, însă Estonia a primit destul de multe goluri, 5 de la Belgia, 5 de la Suedia, adică în defensivă a stat destul de slab și chiar dacă joacă în deplasare, Austria este net superioară și ar trebui să câștige și de ce nu să prindă prima poziție, pentru că contează destul de mult acolo la coeficient și la mai multe chestii acel prim loc, nu știu exact, dar cred că dacă va prinde primul loc ar putea să întâlnească la tragerea la sorți. Exact, la tragerea la sorți, da. Da. Bun, păi avem o cotă de 3,51 pe biletul ăsta, din forma din 4 meciuri, o miză de 100 de lei și un câștig de 351 de lei. Ok, și trecem mai departe cu biletul de vineri de data aceasta. Tot 4 meciuri avem pe bilet. Primul meci, Kazakhstan cu San Marino. Kazakhstan se conducă încă de la pauză, o cotă de 1,30. Da, Kazakhstan a jucat, pot spune, decent. Da, mai mult decât decent. Da, este pe locul 3 în acest moment, 15 puncte. Încă speră. De ce nu la o eventuală calificare? E la 4 puncte distanță de Danemarca, trebuie să-și câștige ambele meciuri și cu siguranță acesta cu San Marino de pe teren propriu va reuși să-l câștige. San Marino cred că este cea mai slabă formație din aceste preliminarii, un singur gol marcat până acum și 26 primite. De partea cealaltă, Kazakhstan, pot spune că a jucat decent atât din punct de vedere ofensiv cât și defensiv, 12 goluri marcate, 9 primite într-o grupă cu adversari superiori, aș spune. Adică, în afară de San Marino, în mod normal, cam toți ar trebui să fi fost din punct de vedere valoric peste Kazakhstan. Dar exact, și Kazakhstan s-a impus atât cu Finlanda, vedem aici ultimul meci și în deplasare, 1-2. A bătut-o pe Irlanda de Nord atât acasă cât și în deplasare cu 1-0. Și cel mai surprinzător rezultat a fost cel cu Danemarca, când a întors scorul de la 2-0 pentru danezi la pauză, a întors scorul și a câștigat cu 3-2. Deci cred că poate fi cea mai bună campanie a celor de la Kazakhstan la un european în calificări, pentru că n-am mai văzut Kazakhstan acumulând atât de multe puncte. Chiar dacă nu se va califica, a avut o campanie foarte bună. Cred că și peste așteptările lor. Bun, mai departe avem un alt meci în această grupă, cel dintre Finlanda și Irlanda de Nord, peste 6,5 corneri, o cotă de 1,27. Echipe cu jucători foarte masivi, înalți și se bazează cu siguranță pe astfel de faze fixe și o linie destul de mică și o cotă decentă, zic eu, pentru cel puțin 7 corneri în meciul ăsta. Da, 7 corneri au fost și în meciul tur și de altfel în majoritatea meciurilor celor două echipe din această grupă s-a depășit această linie. În meciul Finlanda cu Kazakhstan am avut 11 cornere, în meciul Irlanda de Nord cu Slovenia am avut 8 cornere, deci este destul de plauzibil să vedem un over aici, cum ai spus și tu, două echipe ce se bazează mult pe fazele fixe. Exact. Ok, ce mai avem? Anglia cu Malta, un pariu iarăși, ne ridică destul de mult cota acest pariu. Anglia la pauză să câștige și să nu marcheze ambele echipe. L-a mai jucat anterior pe biletul de joi. O cotă de 1,34. Da, cam același principiu.
și aceleași noțiuni, să zic, ca și la celelalte partide, total dezechilibrat această partidă. Anglia net superioară, Anglia este calificată, dacă nu mă înșel, dar și așa sunt convins că va face spectacol pe teren propriu cu Malta, care este ultima în grupă cu un gol averaj de minus 16 goluri. Anglia a impresionat atât din punct de vedere ofensiv cât și defensiv. Momentan nu și-a asigurat prima poziție în grupă. Cu victoria asta și-a asigurat primul loc în grupă și sunt convins că este foarte important pentru ei acest lucru. Exact, în meciul tur Anglia s-a impus cu 4-0, a condus cu 3-0 încă de la pauză și practic nu le-a dat nicio ocazie de gol celor de la Malta, 0 în dreptul tuturor statisticilor al maltezilor, 0 la corner, 0 la ocazii. E evident că Anglia se va impune în mod normal categoric, asta dacă va forța, dar oricum cred că va conduce încă de la pauză și nu va ceda gol. Exact. Și ultimul meci, un meci cât se poate de important pentru Italia, Italia-Macedonia de Nord. Am mizat noi pe un betbuilder și aici Italia să marcheze între 2 și 5 goluri. Italia, care are nevoie de victorie ca de aer în această confruntare, este pe locul 3, la 3 puncte în spatele Ucrainei, cu un meci în minus, într-adevăr. Deci, victoria este cât se poate de importantă în această confruntare pentru Italia. Da, și cred că va fi și un meci de orgolie aici, pentru că Macedonia de Nord i-a scos în calificările pentru campionatul Exact. mondial de anul trecut. Macedonia s-a impus chiar la ultima fază pe terenul italienilor, i-a bătut cu 1-0 și i-a scos din calificările pentru campionatul mondial și mai mult de atât i-a încurcat și în meciul tur, atunci când s-a terminat 1-1. Deși Italia mi se pare că a condus, a fost egalată pe final de meci, mă aștept ca acum totuși diferența de valoare, dar și orgoliul acesta de a demonstra că totuși este peste Macedonia și ar trebui să câștige și să obțină calificarea, pentru că este într-o situație destul de dificilă Italia în această grupă. Exact, mai ales că în ultimii ani, de când a câștigat atunci Europeanul la penaltiuri cu Anglia, Europeanul parcă nu, Da. nu, chiar nu a mai mers bine deloc, cum spuneam și mai devreme, a ratat și calificarea la Cupa Mondială și a fost o rușine națională, pot spune, atunci în Italia și că a fost un scandal foarte mare. Nu cred că își permite să rateze Europeanul acum și nu cred că își permite să rateze cele 3 puncte cu meciul ăsta cu Macedonia de Nord, să o lase pe Macedonia din nou să o încurce a treia oară ar fi. Da, și este în luptă directă cu Ucraina, pentru că ucrainienii vor avea meci direct cu Ucraina după meciul acesta cu Macedonia. Așadar, Italia are nevoie de toate cele 6 puncte Exact. în joc pentru a obține calificarea. Exact. Și acesta a fost și biletul pentru ziua de vineri. Bine. O cotă de 3,03, din nou o miză de 100 de lei și un câștig de 303 lei. Bun, și trecem la biletul de sâmbătă. Avem tot 4 meciuri pe bilet. Armenia cu Țara Galilor, X2 la acest meci, o cotă de 1,26. Da, e o diferență de valoare și de formă între cele două echipe, asta este clar. Nu știu dacă faptul că Armenia joacă pe teren propriu o va avantaja. Armenia, surprinzător, are șanse la calificare dacă se impune în această confruntare. Bine, foarte greu pe este acolo și Croația cu 10 puncte și Țara Galilor cu 10 puncte. Armenia 7 puncte în acest moment. Țara Galilor ocupă momentan locul de calificare, locul 2, și zic eu că va trage tare să ia cele 3 puncte în această confruntare, să rămână pe poziția a doua în clasament în fața Croației. Da, după un început bun de campanie pentru Armenia, a bătut-o pe Țara Galilor în tur cu scorul de 2-4 pe terenul galezilor. A urmat acum o serie de 3 înfrângeri la rând cu Croația, cu Letonia și cu Macedonia de Nord într-un regres armenii. Țara Galilor este practic invers, pentru că au trei victorii la rând și au șanse mari la calificare, galezii, la egalitate cu Croația, cum ai spus și tu, un egal i-ar avantaja
Și nu prea, pentru că Croația joacă cu Letonia și în mod normal ar trebui să câștige. În mod normal, țara galului ar trebui să obțină toate cele trei puncte pentru a se aspera la o calificare, da. Dar, cum ai spus tu, diferența de valoare și de motivație și de formă ar trebui să-și spună cuvântul. Și că tot ai zis de Croația, i-am luat și pe ei pe bilet. Avem Letonia-Croația, Croația să înscrie cel puțin două goluri. Croația, care a marcat 10 goluri până acum în 6 partide, joacă cu Letonia, formația de pe ultimul loc, cu cea mai slabă apărare, o medie de peste 2 goluri primite pe meci. Și ținând cont de contextul pe care l-am menționat anterior, cred că Croația va trata cât se poate de serios această confruntare și va dori să se impună destul de categoric, fără emoții așa. Da, Croația nu este una din echipele care să impresioneze pe profil ofensiv, chiar dacă are destul de mulți jucători importanți în compartimentul ofensiv, dar Letonia stă destul de slab în defensivă și în mod normal Croația ar trebui să se desprindă pentru a nu ajunge în momentul în care să nu mai poată obține toate cele trei puncte și mă aștept să forțeze încă din startul meciului. Nu cred că poate fi multe de spus la acest meci. Croația va câștiga și în mod normal ar trebui să marcheze și minim două goluri. Letonia nu mai poate spera la nimic în această grupă. Da, nici nu cred că spera de la început, dar cum ai spus, a jucat poate chiar sub așteptări, mai ales din punct de vedere defensiv. Bun, hai să trecem mai departe. Un pariu combinat la Franța cu Gibraltar. Peste 1,5 goluri în prima repriză pentru Franța și să nu marcheze ambele echipe, să nu marcheze Gibraltar. Practic avem o cotă de 1,52. Da, nu știu dacă sunt multe de spus la confruntarea asta. Clar. E clar. Gibraltar a cam primit în majoritatea meciurilor în jur de 3, 4, 5 goluri în această grupă, numai înfrângeri. Franța destul de ok pe partea ofensivă, 13 goluri în 6 meciuri. O medie de peste 2 goluri pe meci, acum joacă pe teren propriu, este deja calificată și cu siguranță va dori să facă spectacol așa cu micuța Gibraltar și în tur s-a impus cu 3-0 în deplasare, cu 2 goluri marcate încă din prima repriză. Da, nu știu dacă mai poate fi spus altceva despre meciul ăsta, decât că mi se pare o cotă mai mult decât decentă, 1,52 pentru pariul ăsta. Bun, și avem și ultimul meci pe bilet, Olanda cu Irlanda. Olanda peste 1,5 goluri în meci, o cotă de 1,33. Olanda, un meci e foarte important acesta în vederea calificării, la egalitate cu Grecia în această grupă, 12 puncte. Da, este obligată Olanda să se impună și cred că va reuși acest lucru. Totuși este o diferență de valoare între cele două echipe. Irlanda, o echipă rigidă, așa clasic, stil britanic să zic, 9 goluri marcate, 9 primite, adică nici nu au gura târgului pe partea ofensivă, dar nici nu pot spune că a dezamăgit în defensivă, nu are șanse la calificare în acest moment în grupă. Și, cum ai spus și tu, Olanda are mare nevoie de victorie, mai ales după victoria foarte importantă obținută în deplasarea din Grecia, care a readus-o pe loc de calificare. Exact. În meciul tur a câștigat cu scorul de 2-1, deci a reușit să marcheze două goluri. În mod normal ar trebui să reușească și acum pe teren propriu și are toate motivele să-și dorească o victorie destul de clară pentru a putea reuși calificarea. Exact. O cotă de 3,21 avem și pe acest bilet, o miză din nou de 100 de lei și un câștig de 321 de lei cu aproximație. Cam astea au fost biletele pentru cele 3 zile. Urmează să facem o nouă emisiune pentru următoarele zile de calificare. Până atunci, noi vă urăm un succes și să sperăm să ne auzim câștigători și să alegeți inspirat toate pariurile. Vă salut! Mult succes! Salut!